realizarea actuală a artistului care trebuie să întreprindă diverse munci, de fapt cele ce aparțin profesiei, pentru a se întreține, pentru a putea supraviețui. Este o situație dramatică care îngreunează desfășurarea activității creative a artistului, îi limitează timpul de lucru în atelier și astfel îl îndepărtează de la țelul său inițial și de la posibilitatea construirii unui produs și a unei evoluții profesionale. Această stare de disperare este evidențiată printr-o abordare de tipul absurdului. Într-o galerie pustie, fără exponate, care ar fi bine să aibă geamul la stradă, pe un simplu perete va fi achizat un costum de balerină, albă. Cu câteva nopți înainte de realizare, se va duce la galerie cu un camion cu 10 sati ciment, o tonă de palațul și nisip, o apă, scântută într-o frașă, lopeți, cazmare, sărătici, gădeți, ciocane, cuie, etc. Vom alege un loc cu partea de mijloc mai spre spatea galeriei. Vom construi o frașă, vom pune plastic pe plata de beton a galeriei, vom tuna nisip și palațul cu plastic circa 10 cm. Apoi vom tuna betonul amestecat în loc. Vom crea o placă artificială de beton pe care o vom face în așa fel să arate ca o parte din structura originală a galeriei. Vom invita un aprenisaj, vom avea un picam cu un compresor, prăvoase de acoperi și dălți și niște țepi mari de plastic sau fontă. Nisip, sac de ciment, roapă ca smasă, pălică, lopeți. Lumea venită va fi separată de noi de un cordon de scoci pe care va scrie motion sau danger. Va fi apoi jos, iar noi ne vom apuca să spargem placa de beton chiar în mijlocul galeriei. Tu vei fi la picamul evaporos, Andrei l-a dat în ciocan. Noi nu spunem nimic, nu va fi muzică deloc, numai zgomotul de amestecat și spart ciment. Noi ne oprim că nu am nivelat cimentul. Pentru totul va dura o oră și jumătate, iar ce se va plictisi, va fi mai mult.